Astăzi vom prepara aceste fursecuri, un singur aluat și șapte gusturi. Și vom avea cu Nutella, cu ghimbir, cappuccino, cu dulceață de caise, cacao, cu coaja de lămâie și bombonele și cu scorțișoară. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie pentru a realiza aceste delicioase fursecuri. 250 de grame de unt și 170 de lapte condensat. Acum începem să facem fursecurile noastre. O să facem un singur aluat și apoi o să-l împărțim și o să adăugăm aromii la fiecare. O să adăugăm un ou. Un ou. Amestecăm, am să pun și un praf de sare. Așa cu degetele, un praf de sare, nu mai mult să dau de prea. Amestecăm. Amestecăm așa bine. Acum o să adăugăm o linguriță de praf de copt, să fie cam o jumătate de bricule Și copt, da, făină. așa. Așa, o linguriță de praf de copt. Și făină să adăugăm așa. Cât este necesar. Și amestecăm. Făină o adăugăm treptat, puțin câte puțin. Și am să cântăresc crestul și am să vă spun cât mi-a intrat mie. Așa. Două linguri. Anotul este mare, mare, mare. Are nevoie de făină. Aici sunt 250 de grame de unt. Și are nevoie de făină. Așa. Am să-l pun aici pe masă. Și am să-l lucrez așa aici. Acum am să împart aluatul. Așa. Și o să facem cu cacao, cu cappuccino, o să lăsăm și simplu, o să facem cu scorțișoară, cu ghimbir și acesta o să-l umplem cu dulceață și cu Nutella. Așa. Și acum, cel simplu, o să-i punem puțină coajă de lămâie. Și o să luăm cu linguriță și o să punem așa în interior. Și amestecăm. Punem puțină făină. Și amestecăm așa. Acesta o să fie cu coajă de lămâie. Și acesta este aluatul, vedeți? Cum arată? Așa, în comparație cu acesta care este foarte moale. Am adăugat făină. Așa. Și îl punem așa aici, în față. În acesta o să punem Acum. scorțișoară. Punem puțină făină. Acum fiecare pune după gust. Vă place mai mult, mai puțin? Așa. Și amestecăm așa încet. Punem și făină așa aici. Așa. Aluatul este gata și acesta cu scorțișoară. Și îl pun aici deoparte. Acum am să pun ghimbirul.
Așa, tot așa praf de ghimbir am. Și am să pun. Așa. Puteți pune și ghimbir proaspăt dacă aveți. Așa. Cam o linguriță mică să puneți. Așa. Și gustați. Dacă doriți să fie mai concentrat cu aroma, mai adăugați puțin. Acesta este cu ghimbir. Și îl punem aici deoparte. Acum o să punem cappuccino. Eu mi-am cumpărat o cutie de cappuccino și am să pun o lingură, două de praf. Așa. Și am să o adaug așa încet, încet așa aici, în interior. Și o să lucrăm cu ea. Acesta este cu cappuccino. Și aici o să punem cacao. O lingură de cacao. Tot la fel, aluatul este moale. Și o să punem așa direct din pungă. Așa. Și amestecăm încet, încet. Acesta este aluatul. Și îl dăm așa deoparte. I-am pregătit o tavă tapetată cu, aici am folie de aluminiu. Puteți pune foaie de copt, hârtie de copt. Aici n-am pus făină, că mai trebuie, este aluatul simplu. Acesta o să-l umplem. O să-l umplem cu dulceață. Eu am o dulceață de caise. Și cu Nutella sau ciocolată, cremă de ciocolată. Așa, mai trebuie pus aici un pic de făină. Și acesta simplu, o să-l punem așa, în aceste forme. Uitați, micuțe. Și am să le umplu. Am să pun puțin aluat și am să umplu cu dulceață și cu... Așa. Sau așa, lungi. Așa. Și o să tăiem cu aceste forme, am să tai așa. Și am să pun aici pe deasupra. Așa, și aici în interior o să punem puțină dulceață. Ia uitați, așa. În aceste rotunde o să le facem cu dulceață. Așa. Și alea lungi cu ciocolată. Iată-ți. Așa. Iată-ți. Punem în, tăiem și punem în interior, așa. Facem și aceste lungi, tot la fel. Tăiem. Punem în interior aici și le umplem cu puțină Nutella sau puțină ciocolată. Se înțepa umfle. Așa. Am să înțep acum după aceea. Așa. Punem puțină dulceață. Așa. Dacă dorim, putem și decora peste. Acum ia să facem niște șuvițe. Așa. Foarte, foarte ușor de făcut. Și se face foarte, foarte ușor. Așa. Și o să punem așa câteva șuvițe. Așa, uitați, pe
deasupra. Ne jucăm. Așa. Le punem aici în tavă, pe acestea, și o să facem altele. Așa. Și le așezăm alături. Aluatul cu coajă de lămâie. Și acesta o să facem așa. O să facem biluțe. Cam așa. Facem așa 3. 4, 5. Cam așa de mare am să le fac. Mai iau o bucățică. Și am să le dau prin aceste bombonele. Așa. Ia să vedem. Să le luăm pe toate, să nu rămână aici pe masă. Așa. Acestea am să le fac așa prosecurile prin și putem apăsa așa în interior. Ia uitați, să le dăm așa o formă acestea. Așa. Și acestea le dăm așa cu bombonile. Scorțișoară. Scorțișoară aici peste. Și o să luăm așa și o să dăm prin, ia să vedem. Să lipit bine, bine. Așa. Și acestea o să le facem așa cu scorțișoară. Și o să le punem așa aici, alături. Ghimbirul. Am să pic și am să pun puțin ghimbir. Și aici. Și astea o să le facem cu furculița. Așa. O să facem una. Cam așa, o să le tai. Așa, să le puțin prin aluat ca să se lipească. Așa. Și o să-i facem așa. Și o să știm că aceștia sunt cu ghimbir. Acesta este cu cappuccino. Și ia uitați cum o să facem noi acestea cu cappuccino. Așa. O să le dăm această formă ovală, așa. Le puteți măsura, cântări ca să fie egale. Ce-am făcut fiind cu cappuccino, așa. Am să le dau această formă, așa ca de bobul de cafea. Ia uitați, așa. Și am să pun așa aici pe tavă. Cel cu cacao. Și la cel cu cacao să facem așa. Am să pun puțin cacao aici pe... Oh. Așa. Și am să iau câte o bucățică. Așa. Și o să facem așa. Astăzi le facem toate așa cu mânuța. Așa. Și o să le dăm așa prin cafea, prin cacao. Le dăm prin cacao acestea. Așa. Și o să le strângem așa puțin. Le dăm așa o formă. Cam așa am să le las. Așa, o formă așa mai. Și le punem aici, alături. Una, două, trei. Așa, acestea sunt, ia uitați-le. Acum le dăm la cuptor și le scoatem din formă. Cu cacao. Cu cappuccino.
acestea cu ghimbir, cu scorțișoară, cu coajă de lămâie, sau lipi bombane, cu coajă de lămâie și cu bombonere. Au. Ia uitați-le. Și acestea sunt umplute. Umplute, sunt fierbinți încă. Am să le dau deoparte așa aici. Și le scoatem imediat. Și acum ia să vedem cum le scoatem. Așa. S-au lipit, s-au lipit. Nu. Vedeți? Bune, bune. Uite și gustoase. Să le dăm. Ce spuneți? Un singur aluat? Mai multe forsecuri? Ce mai multe gusturi? Acum le scoatem și pe celelalte din cuptor. Și o să le punem pe acestea care le-am făcut. Dacă am să le mai las pe... Nu, sunt gata, sunt gata. Ia să țin așa, ia uitați. Abia scoase din cuptor. Acum o să le punem pe celelalte. Și... aceasta este rețeta de astăzi. Pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă pup dulce pe toți. Și vă doresc o zi frumoasă în continuare.